Altfel de iubire nu există decât să simți ce simte celălalt. De aceea vor începe să se deschidă clar gândirea, clar vederea. Oamenii vor începe să fie din ce în ce mai mult în contact unii cu ceilalți telepatic. Doar atunci, simțind cu adevărat ce simte celălalt, simțindu-i durerea ceva din noi ne va îndemna să nu mai facem rău. Bună ziua tuturor, sunt Suzana și vă mulțumesc că ați ales să vizionați acest material. Nu ezitați să dați like și share și să vă abonați la canalul meu dacă vreți să vedeți și alte materiale similare. O mică precizare, înainte de a începe emisiunea, Mulțumesc celor ce au lăsat comentarii la emisiunile trecute, vă mulțumesc din suflet și îmi cer scuze că nu am reacționat la ele mai repede. Nu am timp mereu, căci ocupația mea de terapeută și de pictor, Dar o vedeți pe Gabriel acolo, îmi ia foarte mult timp. Și profit de ocazie să vă spun că am un mic centru aici, în Franța, și dacă vreodată vreți să veniți să faceți o mini cură ayurvedică cu mare plăcere, vă pun linkurile în, în cutiuța de, de, de scriere de mai jos. Și astăzi suntem din nou cu Gabriela, care ne va vorbi despre cine suntem și de unde venim, despre civilizațiile ancestrii. Să avem timp să vorbim astăzi, Gabriela? Așa, despre memoria viitorului, moștenirea genetică, pactul umanității și consecințele lui, sper să nu fie foarte grave uh, și nu în ultimul rând despre mintea analoagă și cum o putem folosi pentru a decripta viitorul, asta ca să menționez punctele cele mai importante. Uh, mă bucur tare mult să te revăd, Gabriela, e ceva vreme de când nu ne-am mai văzut. Mă bucur ne spus să te revăd, Suzana. Am uh, decis ca în acest an al dragonului 2024 uh, să uh, debutăm întâlnirile noastre de o asemenea manieră încât să propunem un subiect care va fi condensat într-o într miniserie uh, ce va decripta uh, o informație. Uh, care am decis eu, se va găsi doar la tine și doar în această miniserie. Subiectul este fascinant, nu pentru că pare de science fiction, ci pentru faptul că ne oferă o perspectivă cu totul nouă despre ceea ce suntem noi, despre originile noastre și despre viitorul nostru. Acest subiect eu l-am abordat în 2017, dar uh, acum, în 2024, am conștientizat că în 2017 nu era timpul. Știi că este o vorbă a lui Victor Hugo care spune Cea mai puternică armă din lume este o idee al cărui timp a sosit. A sosit da. anul Dragonului. Este un an de manifestare opt. Nu vorbim despre cifre, ci despre manifestare. Această manifestare a lui 8 este în esență un octo, adică o octavă. Vom discuta despre octave. Cu siguranță nu vom reuși să cuprindem întreaga paletă de uh, teme și subteme uh, care converg în acest subiect, dar uh, această întâlnire este un început. Perfect. Eu nu cunosc mai nimic despre subiect, deci voi descoperi împreună cu cei ce ne ascultă ceea ce vrei să ne dezvălui. Uh, din omul a fost fascinat de aceste întrebări. Știi, cine suntem în control, ne îndreptăm, ce ne rezervă viitorul, poate că tu astăzi ne dai oarecare idee și o linie. Dar înainte de a intra în subiect, aș vrea să-ți pun următoarea întrebare. Știi că eu am partea da. asta practică și terater, cum zice francezul, în ceea ce Privește informația asta care, cum să spune, ne depășește un pic, știi? În ce fel? Ceea ce ne vei spune astăzi poate fi de folos în modul cel mai concret celor ce ne ascultă acum. La ce ne poate folosi? Și cum ne vom folosi de ele, vom descoperi, evident, pe măsură ce tu ne dezvălui detaliile. Suntem un compozit genetic structural de 64 de elemente. Uh -huh vorbim despre uh, genetica umană uh, care se compune din 64 de structuri aminoacidale. Din cele 64 de structuri de aminoacizi, doar 22 sunt utilizate în acest moment. 42 sunt necunoscute pentru noi. De ca și cum ființa umana ar avea la dispoziție o poțiune magică sau o formulă magică, ar avea în sine cheia magiei, piatra filozofală, dar uh, este cunoscută doar o porțiune, un fractal din această piatră filozofală, din această cunoaștere. În consecință, corpul uman, care este un construct extrem de complex, ce are la purtător uh, Cheia restructurării, regenerării proprii nu cunoaște puzzle-ul, puzzle matricea, codexul, zapaxul, codul uh -huh. întreg pentru a reuși o astfel de regenerare și pentru a reuși ceea ce el dorește dintotdeauna, și anume evoluția. Evoluția în sine nu reprezintă altceva decât activarea acestor atitudini care se regăsesc în aminoacizi. Pentru ca omul să își manifeste întreaga sa capacitate fizică și mentală, are nevoie să cunoască o poveste. Este povestea viitorului său, care se decriptează prin intermediul simbolurilor pe care le descoperim în civilizațiile trecute. Deci, iată, pornim această călătorie din 28 februarie 1953 când uh, cei doi cercetători americani, Watson și Crick, uh, descoperă magia vieții, formula vieții pe pământ și anume ADN-ul uman. Noi pornim călătoria uh, din acest punct pentru a uh, ne raporta atât de mici suntem și într-atât de mari, încât pornind de la această idee care este în sine ADN-ul uman, Vom obține imaginea a ceea ce reprezintă Cosmosul, care este necunoscută pentru ființa umană. Cosmosul se regăsește în uh, aceste patru structuri, ACGT, care construiesc, în esență, ADN-ul uman. Aceasta este frumusețea jocului, acesta este sensul. Această experiență în cunoaștere care va oferi uh, ființei umane posibilitatea uh, să înțeleagă mai mult decât a fost programat sau decât credea el că poate înțelege. Minunat! Nu avem de unde să pornim din altă parte decât din ADN-ul uman pentru a descoperi uh, noi, ca ființe simple, muritoare, uh, cosmosul. Universul, sistemul solar, pentru a depăși această limită care suntem. Pornim de la firul de iarbă pentru a înțelege soarele. Aceasta este uh, ideea. Bine, Și cum uh, să începem? De unde, de unde pornim? De unde pornim? Uh, pornim uh, din 28 uh, februarie, februarie 1953. Ne teleportăm efectiv în uh, acest uh, moment. Și acest moment care este în esență hotărător pentru ființa umană. De ce spun hotărător? Pentru că pornind de la această descoperire, omul reușește să discearnă, reușește să percepe, să perceapă o imagine cu totul diferită decât până atunci. În 1953, cei doi cercetători americani, Watson și Crick, descoperă lanțul vieții pe tăra sub forma structurii dublu-elicoidale a moleculei de ADN. O spirală constituită din data ce se întinde de la pământ la lună și mai departe către alfa centaurii A cu capacitatea de a se replica în secvențe identice. Am descoperit secretul vieții, au afirmat cei doi cercetători americani, însă... Întrebarea care se desprinde este cine a pictat cu atâta măestrie tabloul vieții în acidul dezoxiribonucleic? Cine este arhitectul de geniu care a melanjat cele patru tipuri de baze, adenină, guanină, citozină și timină, într-o împerechere complementară și fidelă care compune, într-un mod paradoxal, 3,5 miliarde de perechi, care dirigează orchestra întregii vieți de pe okay. Întrebarea este: cine este arhitectul? Pornind de la această descoperire, vom decripta un concept care pur și simplu va fi o reamintire în, în mentalul și programul neurolingvistic uman. Conceptul se denumește omniprezența cubică a lui 4 la puterea 3 a treia. Omniprezența cubică a lui 4 la puterea 3 a treia reprezintă 64. 64 de structuri genetice, genomul uman, ADN-ul uman acest construct, această formulă geometrico-matematică lingvistică stă la baza creării vieții pătera. Tot ceea ce reprezintă anorganic și organic este constituit, are la bază, reprezintă această formulă și anume omniprezența cubică a lui 4 la puterea a treia. De altfel, ființa umană lucrând cu simbolistică, pentru că acesta este modul în care ființa umană se raportează la necunoscut, se raportează la cer, se raportează la soare, se raportează la Dumnezeu în religii, se raportează la milisecunde, la coarci, se raportează la cuantic. Acesta este modul prin care ființa umană se raportează la ceva ce este necunoscut, ceva ce descoperă. Această raportare, această formulă matematică omniprezența cubică a lui 4 uh, la puterea uh, a treia, reprezintă uh, armata celor 144.000 de cavaleri ai apocalipsei, despre care uh, uh, vorbește. Mai mai vorbiți, da, da. Sigur. De asemenea, această cifră, uh, 144.000 milioane kilometri pătrați, reprezintă de altfel suprafața. Atlantidei. Iată că avem uh, aceste uh, manifestări, atenție, nu sunt cifre, sunt manifestări, pe care le descoperim în, în uh, domenii, uh, domenii științifice diferite. Aceste cifre ne conduc la o întrebare: ce reprezintă cu adevărat aceste cifre? De fapt, ele sunt manifestări. Sunt de fapt Simboluri, reprezentări ale unui concept necunoscut pentru ființa umană. Omniprezența cubică a lui 4 la puterea a treia reprezintă 1 4, 4 unde 1 este în sine omniprezența. Omniprezența, care este un atribut al lui God, un atribut al unei ființe superioare, un atribut, din punct de vedere științific, exprimat ca fiind. Un ceva absolut magnific care se regăsește în tot ceea ce este. Omniprezența reprezintă cifra 1 sau este simbolistică reprezentată prin cifra 1. Da, da, da. Rămân cele două cifre, 4-4. 1 este prima tablă, pentru că tot ce avem, avem de la tălă. Adică la nătida și tabla, fie că vorbim despre tablele mnesarhia descoperite de Pitagoras, elevul lui Zalmoxis, fie că vorbim despre cunoașteri care se regăsesc la Basile Valentin, la Paracelsius, știu eu, se descă în în cultura, filozofia marilor cercetători antici, vorbim despre același lucru. Avem acest simbol care este TLA, adică tabla este Atlantida totul este de la TLA și primul oraș în Nimuria înainte de Atlantida și Licuria a fost Otlon dar aceasta este o altă uh, discuție, un alt subiect care ne va conduce într-o altă direcție de cercetare această primă tablă 1 este în sine omniprezența adică tot ceea ce este tot ceea ce vedem, tot ceea ce suntem, începând de la firul de iarbă până la ființa umană și mai departe până la cea mai îndepărtată stea, este constituit din această octavă, care este tabla 1. Tabla 2 este 4, tabla 3 este 4. Avem, în consecință, acest cub, care este o geometrie, de aceea vom obține 444, care este în esență numărul cavalerilor, adevăratul număr al cavalerilor, adică a celor care încă mai comportă în acest moment pe tera geneza Logos. Logoșii sunt înțelepții cele mai vechi civilizații din univers care au decis la un anumit moment evolutiv, să însămânțeze tera și să transforme acest ținut într-un ținut al vorbirii. Unica formă de manifestare, unica formă de manifestare în sine a materiei este logosul, adică cuvântul. Ne întoarcem la omniprezența cubică a lui 4 la puterea a treia. Vom obține în consecință 64. 6 4 Înseamnă 10 prin însumare. 1-0 este în sine codul pe care se construiește matrixul, ceea ce cunoaștem noi ca fiind da, matricea. Da, 0 da. și 1. De exemplu, ieri am fost în 1 0 0 1 2 0 2 -4, care însumate reprezintă 10. Ieri a fost momentul în care o nouă structură, ca un soi de nouă rețea neuronală a terei da, s-a creat. O nouă matrice. De aceea spunem că acest an de cifră 8, de manifestare 8, anul dragonului care va debuta în 25 ianuarie 2024, este anul în care tot ceea ce a fost eroare, tot ceea ce reprezintă data eronată, tot ceea ce reprezintă ocultare va fi ars, așa cum uh, 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 spune legenda dragonului sau legenda balaurului care se păstrează în cultura uh, poporană românească că balaurul uh, cu șapte capete cu nouă capete cu 12 capete da pârjolea pentru că scotea efectiv flăcări pe nări. Deci acesta este Simbolul. Aceasta este imaginea pe care ne oferă acest an, 2024: că tot ceea ce nu este, nu a fost și nu va fi folositor în acest proces evolutiv al ființei cumana, va fi ars. Vom rămâne curați și puri, pentru că, în sine, acest an este un an al purității. Tot ceea ce a fost eronat, toate aceste direcții se vor subția. Da? Și vom începe să ne apropiem de acest concept de omniprezență. Vom înțelege că ceea ce exprimă religia indiană se găsește și în religia creștină. Vom înțelege că ceea ce exprimă știința cu uh, doctor uh, Gerald Polac, uh, și anume că celula umană. Uh, Conține hidrogen 3, oxigen 2 și nu hidrogen 2, oxigen, tot ceea ce aduce, de exemplu, numerologia, tot ceea ce reprezintă, știu eu, ocultismul, totul va fi condus după ce toată această informație de balast va fi arsă, îndepărtată, totul va fi condus către o imagine care este în sine imaginea ce se apropie cel mai mult de adevăr. Este un an foarte important pentru, uh, pentru Terra. Este un an care uh, pornește o nouă manifestare. Uh, vorbim despre sistemul nostru solar. Vorbim despre sistemul nostru solar care este în esență do-decaedric. Uh -huh. Compus Dintr-un cub de 5832 grupări sau mănunchiuri sau ciorchini de informație conștientă. Ei bine, acest număr este, în esență, o manifestare. Vom avea 5832 la puterea 5832, ceea ce acoperă toate formele de creație și gradele sale ierarhice din sistemul nostru solar. Din cele 5832 uh, de uh, manifestări, grupări, mănunchiuri, da? de conștiință, 64 au fost uh, utilizate pentru formatarea Gea. Pentru formarea uh, vieții anorganice și organice. Astfel tera este reprezentarea uh, unui cub format din 64 de grupări de informație conștientă, ale căror combinații infinite dau naștere întregii vieți organice și anorganice, de la hidrogen, 2 oxigen și până la cele mai complexe forme de viață. De aceea, cumva, acest concept care este vehiculat în spiritualitate, cum că toți suntem unul sau toți suntem una. Ei bine, acest concept spune, în esență, adevărul, însă, oarecum îl acultează, adică îl ocultează, îl acoperă de cuvânt care este în sine o eroare îl acoperă de cuvânt și îl transformă într-un soi de superstiție. Îl transformă în uh, ceva care nu are legătură cu conștiența, ci mai degrabă cu lipsa informației. Când spunem că toți suntem una, ne referim la această omniprezență a lui patru, cei patru constructori, cei patru arhitecți, Omniprezența cubică a lui 4 la puterea a treia, ceea ce se regăsește ca simbolistică în Trinitate, de exemplu, acest trei este Trinitatea religioasă, însă aceste concepte au fost ocultate. Deci, această omniprezență cubică a lui 4 la puterea a treia ne va susține în înțelegerea faptului că noi, ca structuri fractalice, ne regăsim în toți fractalii care compun întregul, că întregul în sine se găsește uh, ca o componentă totalitară în fiecare fractal. Deci, vom uh, conștientiza că totul este șase care se privește în oglindă nouă. Fractalul se privește în întreg, iar întregul se regăsește în orice dimensiune a fractalului. Acesta este conceptul de bază, 6 se privește în oglindă nouă, pentru că ceea ce noi cunoaștem din religie ca fiind Dumnezeu și diavolul, sau cunoaștem în filozofie ca fiind binele și răul, sau cunoaștem uh, ca fiind întunericul și lumina, nu reprezintă altceva decât manifestarea întregului. Întregul comportă cele două fațete pentru că totul în Univers este bivalent, iar din această bivalență se construiește o trială, această trială este acest patru uh, la puterea cub. Pentru că această trială este spațială. O, se obține dimensiunea spațiului. Spațiul tridimensional aici. Dar vrem să te întreb care este, din punctul tău de vedere, uh, cauza ocultării acestui adevăr. Este parte din evoluție sau, din punctul tău de vedere, din ceea ce ne spui tu, cum explici răul, diavolul? El e reprezentat de ce număr? Conceptul de, de diavol, de demon, de rău, de uh, dracul, uh, nu apare dintr-o gândire religioasă este ceea ce se numește aberație în abstract. Acest concept este mai vechi decât religiile în sine. Momentul în care uh, s-a creat uh, capacitate maximă de cerebral, adică de cerebra, în ființa umană, și mă refer la momentul 15.000 de ani în urmă, uh, momentul Atlantida, Ființa umană a dispus de 22 miliarde de conexiuni neuronale. S-a încercat o extindere, o extensie, și au fost adăugate încă alte 2 miliarde de conexiuni neuronale, după care s-a produs prăjirea, adică alienarea, adică alientarul, adică exotianitul în dacă. Ceea ce a condus la alienare mentală, această alienare mentală se numește astăzi pentru noi Dracul. Uh -huh. Adică incapacitatea unui soft, adică a unei structuri de cerebral, structura de cerebral este asemănătoare uh, programelor unui soft de calculator. De ca și cum softul respectiv este construit să dispună de o anumită memorie. În momentul în care această memorie este depășită, softul respectiv fie nu mai poate funcționa, da, nu poate îndeplini sarcina respectivă, fie se autodistruge. Acest lucru s-a întâmplat în momentul în care au fost adăugate alte două miliarde rețele neuronale, a avut loc alienarea, iar această alineară, al, alienare mentală reprezintă aberație în abstract. Această aberație în abstract, adică incapacitatea unui soft umană de a decripta virtualul. Ființa umană visează la stele, însă nu are, cel puțin deocamdată, în structura sa ADN-ică, capacitatea de a înțelege virtualul. De aceea, pentru ființa umană este imperios necesară înțelegerea conceptului 6 cu 9, pentru că ființa umană va porni de la materie pentru a înțelege virtualul. Va porni de la cunoscut pentru a face necunoscutul. Vom porni de la ceea ce cunoaștem pentru a decripta necunoscutul. Există un uh, exemplu abs absolut extraordinar în știința despre Suflet și Trup de la Tracogetodaj, când spune că omul începuturilor, și vorbim despre omul, uh, omul de, de, uh, de dinainte de paleolitic, omul începuturilor a observat că stânca face apă, că soarele face lumină, a observat că norul face ploaie și a observat că femeia face copil. A raportat tot necunoscutul, cosmosul, universul la ceea ce el a cunoscut. De aceea, tot ceea ce poate fi astăzi decriptat nu are decât o singură formulă și anume sarcina biologică. De aceea vom porni decriptarea universului din. Pântecul mamei. Din momentul în care are loc acea explozie, explozie care conduce de la nimic, din virtual, la materie, adică la formarea fătului. Acest făt care se formează într-o bază de soft care se numește memoria apei cu sare. Pentru că în sine fătul, se dezvoltă și evoluează în pântecul mamei sale, în apă și sare. Așa cum ne spune, de exemplu, această poveste a Bing-Bang-ului, și anume că primele forme de viață s-au creat în Oceanul Planetar Sărat, unde Oceanul Planetar Sărat reprezintă baza de date a Universului. Acesta este softul. Să facem o recapitulare a informației pe care tocmai am expus-o. Vorbim, în consecință, despre sistemul solar, care este reprezentat printr-un dodecaedru Așa? compus dintr-un cub de 5832 de grupări de informație conștientă. Aceste grupări 5832, la puterea 5832, reprezintă, acoperă toate formele de creație și gradele ierarhice din sistemul solar. Din aceste structuri 5832 au fost, au fost, au fost au, 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 utilizate 64 de au, structuri da sau 64 de ciorchini de informație uh, conștientă pentru formatarea pământului. Uh, în consecință, formula uh, uh, conștientă de decriptare a acestei informații Așa. este omniprezența cubică lui 4 la puterea a 3 -a, care este în sine codul, matricea sau codexul, da? Da. hrisu comasul, da? Codul pentru uh, uh, realitatea planetei Terra. Deci, omniprezența cubica lui 4 la puterea a susține întreaga realitate a realitatea planetei. Este absolut extraordinar că ceea ce obținem din uh, această formulă matematică este uh, manifestarea 64, 64 care coincide cu 64 de structuri genetice umane. Codul genetic are patru baze sau molecule chimice. Vorbim despre ACGT pentru transformarea într o transformare într-o proteină da? sau o enzimă a unei informații. Pentru că ADN-ul uman este un lanț informațional. De o uh, desfășurare colosală uh, pe lungimea unei distanțe pe care noi o putem închipui: de la Pământ până la Lună, sau de la Pământ până la Andromeda, sau de la Pământ până la cea mai îndepărtată stea, Steaua Kepler, de exemplu. Uh -huh. Deschidem o paranteză cu, cu Steaua Kepler. Um, Apa hexagonală, apa structurată, care uh, s-a uh, descoperit în celula umană încă din 1986, uh, este denumită apa Kepler. Această apă, care este hidrogen 3, oxigen 2, din interiorul celulei și nu, așa cum am fost învățați, uh, hidrogen 2, oxigen. Nu. Această apă a fost denumită apă Kepler, iar uh, Kepler este numele dat unei stele foarte îndepărtate. De altfel, această decriptare, a cuvântului Kepler, înseamnă chipul lui Ler. Apropo de Ler împărat, noi păstrăm această legendă în cultura noastră poporană, acest Ler împărat care este focul universal. Sau soarele cosmic, da? care se spune, legenda, coboară pe pământ și transformă acest ținut într-un ținut al vorbirii. Iată, Kepler înseamnă chipul lui Ler, de altfel, Biblia ne spune că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Se pare că acesta este Dumnezeul uh, Terei, uh, uh, o, o, o planetă, o stea Kepler, uh, care, uh, paradoxal, are aceleași um, structuri, aceleași forme de viață, aceleași condi condiții de viață ca și Terra. Uh, pentru transformarea într-o proteină sau într-o enzimă a acestei informații ADNice, e bine primul pas este construcția mesagerului, iar cel de-al doilea pas este traducerea din limbajul genetic în limbaj proteic. Pentru că aici este cu adevărat misterul. Tot ceea ce există în această omniprezență cubică, adică această formulă matematică, ce se regăsește atât în firul de iarbă, cât și în ADN-ul uman complex, presupune un limbaj. La început a fost cuvântul și cuvântul era. Această formă de limbaj există ca manifestare. De altfel, manifestarea în sine sau materia este limbajul acestei formule a acestui cod. Acest cod, când vorbește, să spunem, sau când, uh, când se manifestă, când se uh, se desfășoară, creează materie. Deci ADN-ul uman este un limbaj. De aceea uh, spunem că suntem copiii lui Do și de aceea spiritualitatea astăzi ne îndeapnă să credem că suntem frecvență. Da, într adevăr. Pentru că frecvența este un limbaj. Însă, cumva ceva s-a întâmplat, ceva a fost ocultat, adică acultat, adică ascuns. Această aberație în abstract. Am început să ne jucăm cu cuvintele fără să înțelegem cu adevărat ce reprezintă ele. Îți dau un exemplu. Cuvântul literă. Da. Un cuvânt comun pe care toată lumea îl cunoaște și are impresia că știe ce reprezintă. Avem litera, dar în esență avem litera. Adică legătorii cu tera. Oh. Litera este legătura da, de, de la steaua mamă către tera. Litera care în, în sine este un simbol al unui sunet. Din, din octave. Da? Deci, litera este o geometrie a unui sunet. De aceea avem litera A, litera B, litera F, litera Z, litera Z, care este în sine patru. Litera Z este un braț din zvastică. Zvastica care s-a descoperit da, cu mii de ani în, în urmă și care este o, o continuitate a, a codurilor de manifestare a realității a unor civilizații extrem de avansate. O zvastică pe care noi o descoperim ca simbolistică în istoria noastră. De asemenea, noi, ca genetică românească, avem Hohenzollern, care este ultimul embrion Hoh, da, adică de impuls primordial de la împuternicit al lui Ler, Hohenzoller. Dar aceasta este altă discuție care ne conduce uh, într-o dimensiune cu totul extraordinară atunci când începem să înțelegem cu adevărat limbajul. Pentru că omniprezența cubică a lui 4 la puterea a 3 -a se găsește în aceste coduri de limbaj. Noi, astăzi, am uh, întunecat percepția noastră pentru că am uh, aberat da? Adică ne-am îndepărtat de aceste coduri de limbaj. Cum este, de exemplu, hrana modificată genetic va aduce o eroare în limbajul ADN. Absolut, absolut. Anumite concepte, da? De genul, eu sunt iubire infinită, unde iubire este manifestare trupească, pentru că avem consoana B, care înseamnă o apăsare. Iar infinit, iubire infinită, două concepte care alăturate nu reprezintă nimic. Pentru că infinitatea este uh, ceva uh, dincolo de materie sau undeva foarte adânc în materie. Da? Dar în, nu reprezintă în sine materia. Deci, aceste uh, 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 sintagme, aceste modalități de exprimare sunt, de altfel, erori în limbaj. Iar uh, acest an ne va susține să eliminăm aceste erori în limbaj. Nu, noi nu suntem iubire infinită, pentru că iubirea infinită înseamnă un act sexual infinit. Ceea ce este imposibil de conștientizat pentru o ființă umană. Uh, un act sexual în sine nu are infinitate pentru că el uh, nu are infinitate prin el însuși, ci prin explozia, adică prin energia care se creează. Explozia care se creează da, presiunea și frecarea celor două energii, celor două potențiale conduce la infinitate, adică la explozie. Și în sine explozia este infinitală, dar nu frecarea în sine. Frecarea este limitată. Frecarea presupune timp, ceea ce înseamnă limitare. Deci iată că cumva această ocultare, pentru că ai întrebat despre ocultare, este uh, eroare în limbaj, aberație în abstract. Ce, ce am uh, ce am făcut de fapt în această expresie? Am pus, am așezat un cuvânt, da, în acest puzzle al expresiei eu sunt iubire infinită, am așezat un cuvânt, iubire, da. A, a, alături de un cuvânt care nu reprezintă pentru noi decât un vis, pe care nu îl înțelegem, îl utilizăm a, conceptual. Dar asta nu înseamnă că îl înțelegem. De ce? Pentru că omul n-a experimentat infinitatea. În consecință, aceasta este aberația noastră. Da, dar o, o dorim cu toții și o visăm cu toții pentru că este undeva în interior și știm că există. Chiar dacă avem dubii, chiar dacă ne îndoim, chiar dacă trăim toți ca și cum am fi aici veșnic. Știi? Știu, categoric, nemurirea este visul ființei umana. Însă dacă o privim un cuv în cuvântul drag o stea... Uh -huh. Deci avem dragonul din stea, care este dragostea, iar această dragoste este eternă. Pentru că în sine steaua este eternă. Deci această stea este dragonul, da, deci vorbim despre constelații, da, care se regăsesc și în cultura poporului român. De aceea noi avem ca reprezentare acel lup cu cap de balaur. Pentru că balaurul este bâla, adică bolta, adică balta cerului. Adică, licuria, adică apa infinitală, adică memoria infinitală, denumită astăzi memorie acașică sau memoria Universului. Deci, drag, o stea este eternă. Da. De ce? Pentru că steaua este eternă. Trăind în cercul vostru strând, norocul vă petrece, căci eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Cine vorbește? Vorbește steaua steaua, nemuritor și rece. Aceasta este drag o stea. Și visul, iubirea eternă a ființei umane este nu față de materie în sine, Absolut. ci de, codul, ci de codul materiei care se află undeva în afara lui, în necunoscut, în infinit, adică pe o stea. Și aceste reprezentări există ca simboluri în culturi, în religii până și în matematici. Acestea sunt uh, reprezentări de limbaj. Aș dori să adaug o, o ultimă informație. Subiectul acestei transformări este un algoritm uh, de patru la cub, ceea ce înseamnă că se citesc cele patru litere ale ADN iar ele se combină în triade. Aceasta este schema genetică a ADN-ului uman. Fiecare triadă recrutează o unitate pentru proteină sau enzima finală. Deci, ceea ce se întâmplă la nivelul ADN-ului uman este ceea ce se întâmplă la nivel stelar, la nivel galactic. Din acest moment, din momentul în care s-a creat din această matrice, omniprezența cubică a lui patru la puterea a treia, s-a creat, s-a manifestat materie care este în sine proteus, o materie proteus, care comportă imagine, timp, spațiu, distanță, densitate, adică este o materie, da? Din acest moment s-a creat viața. Viața este în sine un limbaj. Uh, prin urmare, există 64 de traduceri posibile sau de limbaje posibile, bazate pe lectura în triadă a ADN-ului uman. Această cunoaștere, această știință, această lectură în triade a celor patru structuri care compun ADN-ul uman, se numește piatra unghiulară a codului genetic, este piatra filozofală pe care au căutat-o anticei. Noi o avem reprezentată această piatră filozofală în balaurul cu șapte capete, de exemplu. Da? Acest balaur cu șapte capete este, este în esență materia primordială din care s-a creat viața. Această materie primordială este în sine Octava, care este opt, de aceea noi suntem astăzi da, într-un an opt, un opt care se va deplia. Știi ce se întâmplă un, când un opt se depliază? El se transformă într-o sferă, adică într-un cerc. Un cerc nu reprezintă decât un opt pliat. Ei bine, acesta este simbolul pentru rasa dragonului pentru că noi suntem din această rasă a dragonului, adică dragostea, această dragoste extraordinară, acest uh, foc care pârjolește, fătul frumos, această dorință de necunoscut, de a ști cine este, de unde vine, de pe ce stea. Toată această informație se găsește criptată în ADN-ul uman. Toată această informație se găsește, se regăsește în cele 64 de structuri genetice, dintre care noi activăm, lucrăm, doar cu 22. Aceste 22 de limbaje ne dau 22 de atitudini. ADN-ul uman nu lucrează decât cu aceste atitudini. Lucrând cu aceste atitudini și combinându-le, ființa umană se găsește într-un moment de maximă importanță. Pentru că vedem, cei 22 de aminoacizi corespund, ca cifră de reprezentare, cu cele 22 miliarde de conexiuni neuro neuronale. De aceea, vorbim despre un Jesus Christ care a reușit să activeze structuri în plus față de cele 22. De altfel, acest. Jesus Christ este reprezentarea uh, înțelepților, a arhitecților, adică a logos, a celor care au pus bazele creării vieții pe pământ. Exact, și este și întruparea, așa cum spuneai tu, că totul începe în pântecele mamei, este întruparea în materie a unității. Exact. Deci, iată că acum, în acest, în acest drum evolutiv, avem de făcut cale întoarsă. Evoluția este 6 cu nouă. Ea nu comportă infinitate. Infinitate se află doar în oglindă. Deci, până acum am evoluat din conștiință colectivă, care este în sine conștiința de turmă, către conștiință individuală. De altfel, în întâlnirea viitoare vom vorbi despre ceea ce reprezintă uh, rasele extraterra, care au adus modificări genetice în ADN-ul uh, ADN uh, lumana, în ADN-ul manu, adică a primei, uh, a primei ființe. Uh, cu uh, pornind. Pornind în această, în această călătorie, ființa umană, care este în sine desprinderea de conștiința colectivă și trecerea către conștiința individuală, ființa umană are de făcut în această călătorie un drum de întoarcere, pentru că în sine procesul evolutiv. Este șase răsturnat în oglindă nouă. Acesta este non timpul. Pentru că spunem că timpul, da, nu există. Ei bine, nu există în șase cu nouă, dar în trecut, prezent și viitor există numai timp. Și timpul este întotdeauna finit. Ceea ce, bineînțeles, va fi un paradox. Ce este infinit? Combinația în sine este infinită, dar nu timpul în sine. De aceea vorbim despre 5832 de structuri la puterea 5382, care ne conduce către ideea de infinitate, non-timp. Care este semnificația lingvistică a timpului și a infinității? Imediat îți explic să, să, să finalizezi ideea. Deci, ființa umană se întoarce de la conștiința individuală către conștiința colectivă, de aceea vom resimți cu adevărat acest concept de omniprezență cubică a lui 4 la puterea 3. Deci, ne vom, întoarce, În ce fel? Ne vom În ce fel? întoarce la mentalul colectiv. Aha. Și vom resimți ce resimte celălalt. Vom resimți ce resimte firul de iarbă. Vom resimți ce resimte animalul sălbatic căituit. Vom fi în acord cu toată structura organică și anorganică, pentru că numai astfel există dragostea. Altfel de iubire nu există decât să simți ce simte celălalt. De aceea vor începe să se deschidă clar gândirea, clar vederea. Criptestezia. Oamenii vor uh, începe să fie din ce în ce mai mult în contact unii cu ceilalți telepatic. Vor resimți ce resimt ceilalți. Vom începe să... Va începe pentru noi o altă era. Doar atunci, simțind cu adevărat ce simte celălalt, uh, simțindu-i durerea, ceva din noi ne va îndemna să nu mai facem rău. Sau ceva din noi ne va îndemna să ne oprim din ceea ce facem și să gândim a doua oară. Pentru că altfel, umanitatea merge către o realitate care este autodistrugerea. Și atunci, în 6 cu 9, da, vom simți cu adevărat că suntem apartenenți a tot. Și vom simți ce simte Dumnezeu și vom gândi ce gândește Dumnezeu, adică omniprezența cubică. Și acum vreau să răspund la întrebare. Conceptul de timp spuneai ce reprezintă conceptul de timp din punct de vedere lingvistic. Din punct de vedere lingvistic timpul reprezintă suma temeiurilor care se întrupează în plamadă temeiul este cauza noi avem în limbajul, nostru, în limbajul nostru poporan două concepte primul este soarta și al doilea concept este destinul soarta este cauza, adică tatăl în religie iar datul da? Este destinul. Adică timpul. Aha. Ceea ce noi numim timp. Da? Însă, adevăratul timp, conceptul de timp, reprezintă suma temeiurilor, adică a cauzelor, care își găsesc întrupare, manifestare în plamadă. Tim P. Unde P înseamnă plamada, M înseamnă întruparea și T înseamnă cauza. Deci, într-adevăr, acest concept de timp nu poate fi explicitat, nu există, decât ca manifestare a unei cauze într-un efect. Adică manifestarea virtualului în materie. Asta înseamnă timp. Deci, pentru noi ca ființe întrupate, care sunt leg suntem legate de plamade, dar în același timp conținem în sine virtualul, ei bine, pentru noi timpul este esențial, pentru că este în sine percepția. Softul nostru a fost creat astfel, pe timp, spațiu, distanță, densitate, credință și așa mai departe. Sunt baze neurolingvistice. Însă, trebuie să conștientizăm că totul este un dat, că totul este o cauză și un efect, că totul este un un, un dat și un temei. Temeiul uh, este în sine uh, același lucru înseamnă temei. Timp. Deci este suma cauzelor. Cauzelor, iar cauza cauza este în suflețirea lui Za, iar Za înseamnă patru, iar Za înseamnă ferecarea. Adică ceea ce s-a însuflețit din ferecare, adică ferecarea ce înseamnă? Un cod. De exemplu, omniprezența cubică a lui 4 la puterea a treia, în acest cod a fost ferecată toată genetica a ceea ce există. Deci aceasta este cauza. Cauza este codul. Codul, da, care a fost ferecat, da, în za. Ce înseamnă za? Zaua este cea care se adaugă, creează un lanț. Da. Da? Bun decriptând toate aceste concepte, vom atinge ceea ce până acum nu s-a atins de sute, de mii de ani, se numește Logosia, adică Logosul, adică ceea ce reprezintă uh, legătorul, adică legătura cu virtualul. Pentru că se vorbește foarte mult despre virtual, însă nu înțelegem ce înseamnă virtual. Acest concept de infinit, pentru că... Trebuie să-ți răspund la întrebare. Acest concept de infinit este absolut fascinant prin această sintagmă, IN, de început, care este uh, o, 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 o structură extrem de importantă. Nu este un, uh, un prefix. Acest IN nu este un prefix care face diferența dintre finit și infinit. Nu. Uh, acest concept IN face parte din IN cu Y, da? Yang, In și Ajung. Deci nu sunt doar două structuri energetice de manifestare, ca fiind In și Yang. Sunt patru. Adică In, Yang, In și Ajung. Dar acesta este un alt subiect. Un alt subiect. De aici se schimbă, se modifică întreaga paradigmă. Iar un infinit nu reprezintă altceva decât Omniprezența cubică lui 4 la puterea a treia. Pentru că, în esență, această sintagmă IN înseamnă embrion de fir cunoscut. Adică cum, din virtual, se face făt, da, din nimic, se face făt în pântecul mamei. Da? Din codul respectiv se face materie. Aceasta este ideea. Wow! Fantastic. Ajungem aproape la sfârșitul emisiunii, Gabriela. rog. Doar două mici întrebări sau propuneri. Cei ce n-au ascultat astăzi și cei ce vor asculta viitor materialul, unde să înceapă? Unde încep cu ce au primit asta ca informație? Ce le, ce le sugerezi? Există un cercetător absolut? Fascinant. Se denumește James Churchward și are însemnări deosebite, în lucrări deosebite. O lucrare este tradusă în limba română continentul mu, continentul dispărut. Uhum. Cartea este absolut extraordinară și cu această lucrare eu am uh, debutat în 2017 uh, în, uh, în mass media. Însă probabil că nu era timpul. Vom discuta despre această lucrare și uh, există de asemenea însemnări extraordinare în cultura poporului român uh, care sunt oferite prin știința despre suflet și trup de la Tracogetodac, Daci, mai precis la ceea ce reprezintă limbajul traco-getodac. Vreau doar să ne spui despre ce vrei să vorbești data viitoare sau uh, vom care continuare. a fi partea a doua acestei conversații. Da. Uh, vom intra cu adevărat în subiect, pentru că ceea ce eu am prezentat a fost o introducere, ca o imagine de ansamblu. Vom intra în subiect uh, să decriptăm cu adevărat acest concept de omniprezență cubică a lui Patru la puterea a treia Bun. și vom înțelege... Pentru prima dată, cel puțin în spațiul carpatho pontic conceptul de virtual și vom uh, 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 înțelege ce reprezintă ADN-ul uman și câte rase extraterra sunt înscrise în ADN-ul uman. Vom înțelege de ce grupări de populații sunt atrase de anumite informații, facțiuni de informații. Vom înțelege de ce a, anumite persoane se manifestă un anumit tip de realitate. Vom înțelege de ce există un anumit tip de boală pentru o anumită grupare de populație sau o anumită înclinație religioasă, o anumită înclinație științifică, pentru că avem viziuni diferite despre ceea ce suntem noi, pentru că suntem, în esență, diferiți. Noi avem un cod de bază care există în noi toți. Dar uh, în combinările uh, sunt diferite. Dar, exact. Combinările sunt diferite pentru că există, au existat rase extraterestre care au intervenit în evoluția uh, lumanu, a primelor uh, ființe, și care au adus din adn ul lor, cum este RH negativ, creând grupări de populații sau popoare cu o anumită atitudine. Cred că ai avea timp să răspunzi dar foarte pe scurt că timpul e limitat, unui comentariu de la una da. din emisiunile trecute. Poți să ți-l citești repede? Te rog. Este de la doamna Mariana Badan 9710. Spune așa: Sunteți fenomenală, v-am descoperit de puțin timp și vă iubesc, dar sunt informații noi pentru mine și nu le pricep suficient încât să-mi schimb viața. Tocmai ce spuneam. Cum am putea păstra legume și fructe nemodificate peste iarnă? Vă mulțumesc! Da. Deci, noi suntem din Mu. Noi suntem din Mu, adică suntem descendenți din aceste stele, stele acvatice, vom decripta în emisiunea viitoare, și suntem din CU descendenți de Mu. Suntem din lemuria. În consecință noi suntem consumatori de informație lemuriană, iar această informație lemuriană genetică se găsește în murătură. Aha, ok. <laughs> senzațional, senzațional. Deci, apă și sare va crea un mediu prielnic pentru um, Fotografierea și replicarea, și mai departe manifestarea unor organisme, microorganisme cu care a început viața pe Pământ. Deci, acest aliment, da, murătura noastră, da, apă și sare și legumă sau fructă, este aliment de bază pentru noi. El conține o memorie genetică, da, și această poftă pe care o simțim uh, uh, hrănindu-ne, hrănindu da, o, este o memorie ancestris. Minunat! Mulțumesc mult! Gabriela, îți mulțumesc tare mult! Abia aștept să ne reîntâlnim! Vă mulțumesc tuturor că ne-ați urmărit! Mulțumesc pentru like și share și pentru înscriere, evident, la canalul meu! De asemenea, dacă vă interesează să faceți un interviu cu mine, aveți ceva de spus, sunt aici, mă puteți contacta la adresa de e-mail menționată mai jos. Numai bine să stați cât mai echilibrați, cât mai ancorați în ceea ce este adevărat și frumos și pe data viitoare.